spectacol de lumini peste ocean. Nopțile californiene au devenit incandescente datorită feeriei de lumini care se ivește din apele Oceanului Pacific. Valurile bioluminescente din sudul Californiei atrag numeroși oameni pe măsură ce plajele se redeschid după aproximativ o lună de când accesul a fost interzis ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19. Fenomenul semnalat pe rețelele de socializare și pe diverse platforme are loc la câțiva ani în sudul Californiei, iar acum localnicii spun că este special, probabil datorită ploilor care au căzut recent în regiune și au generat înmulțirea algelor. Mulți ajung pe plaje noaptea pentru a vedea spectacolul de lumini. În schimb, imaginea diurnă a mării nu este la fel de atractivă. It's pretty murky indeed. Yeah. Hard to see beyond a few inches in the water. So, while it looks a little bit strange in the daytime, at night it gives off quite a show. În timpul zilei, fitoplanctonul dă apei o nuanță roșiatică, fenomen numit Marea Roșie, iar noaptea algele luminează. Biologul marin Michael Latz de la Scripps Institution of Oceanography de la Universitatea San Diego spune că această lumină este produsă de abundența organismelor vii sau de microorganisme. So during the day, the water is discolored and can look kind of reddish or brownish, hence the term red tide, because of the discolor of the water, because there's so many organisms present. And then at night, if they're bioluminescent, you get these incredible, beautiful displays of bioluminescence. Noaptea, când fitoplanctonul este agitat de valuri sau de altă mișcare în apă, aceste organisme emit o strălucire de neon albastru. Un fotograf a înregistrat în largul coastei Newport Beach delfinii care treceau prin această apă. Videoclipul lui a devenit viral, astfel că numeroși oameni au ajuns pe plajă în ultimele zile pentru a se bucura de peisajul nocturn. Un bărbat din San Diego, care locuiește într-un cartier de pe coastă, a implorat autoritățile locale să restricționeze accesul pe plajă pentru că Marea Roșie a atras prea mulți oameni. În această perioadă, în zonă sunt permise notul și surful. Fenomenul Marea Roșie se întâlnește din Baja California până la Los Angeles. El a fost observat prima dată la începutul anilor 1900 și poate dura de la câteva zile la câteva luni. Specialiștii de la Scripps Institution of Oceanography de la Universitatea San Diego, care studiază fenomenul, spun că spectacolul luminos este cel mai puternic timp de 2 ore după apus.